Comoara din peșteră Trei speleologi odată au plecat în munți departe, unde știau că există trei peșteri neexplorate. Au ajuns cu greu la ele, așa cum ei și-au dorit, începând să studieze cele ce au descoperit. Însă, în una din peșteri, după veche stalagmită, era ascunsă o ladă cu bani de aur tixită. S-au repezit la comoară ca trei lei înfometați. Sigur, toți singura mare, fraților, suntem bogați. După ce au deschis Lada, au hotărât la întâmplare să împartă echitabil cât va primi fiecare. După ce au împărțit banii, unul din cei trei propune, fraților, suntem de astăzi cei mai mari bogați din lume. Însă, ca să sfârșim treaba, trebuie să procurăm o mașină specială, averea să o transportăm. Iată! Mă ofer eu însumi să fac un efort mai mare ca să aduc o mașină, dar și ceva de mâncare. Voi rămâneți în până fac cale întoarsă, ca apoi, fără zăbavă, să ne întoarcem acasă. În timp ce mergea pe cale, gândind cât e de bogat, un duh rău de la satana în suflet s-a securat. Ce-ar fi, îi zice Duhul, cu perfidă viclenie ca toată comara asta să-ți rămână numai ție. Însă, pentru acest lucru, fă ca cei doi să dispară și tu vei rămâne singur cu această mare comară. Omul nostru primi gândul pe cei doi să-i nimicească și apoi să-i îngroape ca nimeni să nu găsească. Ajuns în oraș, avarul se grebește și procură o mașină specială, mâncare și băutură. În acestea însă pune repede niște o travă, urcă la volan și pleacă din oraș fără zăbabă. Celor doi rămași în munte, cu o moara să o păzească, și lor le-a venit în minte răutatea de-a volească. Zise unul dintre dăgii, măi fârtate, suntem doi. Îți propun un pact de taine pe care să-l știm numai noi. Când va reveni colegul cel plecat după mașină, să îl omorâm în dată partea lui să ne rămână. Da, îi zise camaradul stăpânit de dufrăjmaș, îl ucidem fără scrupul când sosește din orar. Deci, cei trei oameni nemernici, pentru o sumă de bani, și-au pervertit rațiunea și au devenit dușmani. Ce-a urmat e tragedie și ceva de nedescris. Cel plecat după mașină imediat a fost ucis, iar cei doi în îngropară în peștera părăsită. Chiar unde au găsit comoara, lângă aceasta la După ce au pus în mașină blestemata lor comara, înainte ca să plece, unul zice într-o doară: Că barade, cred că e bine, înainte să plecăm, să ne așezăm la masă ca să bem și să mâncăm. Și s-au dat nesebuiții la băut și l-au mâncat din mâncarea otrăvită, și Martea este cerată.